preferat să-mi schimb locul și dacă acea fată m-a imitat pe mine, acum să o imit eu pe ea. Am venit aici pentru că mă aflam într-o vizită și am aflat de aceste premii și am zis să vin să vă felicit, mai ales oamenii politici, ca să nu ajungă ca și mine și să le adresez un mesaj, dragilor. Important este să nu uiți de unde ai plecat. Eu am plecat de la guvern. Vă mulțumesc! Mă bucur că peste tot pe unde merg sunt primită cu ovulații. Dragilor, ce vreau să vă zic? Știți cu toții că am ieșit din viața politică și viața politică a ieșit din mine. Am multe gânduri și uneori ne pierdem creierașul meu și mi-am notat ceva aici ca să fie mai rapid, pentru că am o memorie de elefant. Dacă îmi dați voie și iată că îmi dați, orice om este frică de căsătorie. Poate nu ați auzit, eu acum mă ocup de femei. Le duc pe drumul cel bun. Și dacă politicienii, avem politicieni aici? Dacă politicienii mă aud, eu am făcut un partid al femeilor și dacă voi o să pierdeți, să faceți un partid al bărbaților și apoi să ne unim. Eu plec pentru familie, dragilor. Stimate doamne, bărbatul comandă în casă și vă rog să îl lăsați. Vă duceți în altă cameră la o prietenă și îl lăsați să comande acolo. Îi trece repede. Am un singur sfat. Dacă îl legați și nu se zbate, el e alesul. Stimați domn, atenție! Într-o căsnicie trebuie să știi când să pui piciorul în prag. În orice caz, nu încălțat și nu după ce a dat cu mopul. E adevărat, nu-i așa? Am și câteva sfaturi pentru bărbați, iată-le. Când o femeie întreabă ce ai spus, nu înseamnă că nu a auzit. Îți mai dă o șansă ca să schimbi ce ai zis. Dragii mei, lucrați în echipă. Știți de ce este important să lucrați în echipă? Ca să aveți pe cine da vina când merge prost. Aveți grijă că noi îmbătrânim repede. Nici nu știi când zboară timpul. Petrecem prea mult timp visând. Eu cândva am visat că fac pe mine și când m-am trezit dimineață, mi se împlinise visul. Știți de ce le este atât de greu femeilor să își găsească un bărbat frumos, sensibil, care să se poartă frumos cu ele? Pentru că ăștia au deja iubiții lor. Femeii trebuie să-i spui mereu adevărul, oricât de grav ar fi. Comunicați! Te uiți în ochii ei, îi iei mâinile amândouă în mâinile tale și îi spui ce ai făcut. Dacă îi ții mâinile, ea crede că o iubești. Dar ideea principală e că așa nu are cum să te lovească. Dragi
Doamne, tovarăși, nici nu știu cum să mă adresez. Spuneți-i bărbatului fanteziile dumneavoastră. Fantezii, de exemplu, să ducă gunoiul, să facă piața din astea. Eu pe partea sexuală nu dau sfaturi că și dacă mă gândesc, obosesc. Să nu credeți, dragile mele, doamne, bărbatul când vine acasă și spune: nu am energie, parcă mi-a subt-o cineva. Are suficientă, doamnelor, vrea doar atenție. Nu-i o dați, se obișnuiește. La cei tineri din această seară le urez să vină barza, dar știți, v-aș propune să nu vă bazați doar pe barză, să mai lucrați și cu doamnele pe cale directă. Atât pentru acest moment cu motivaționale. Viorica, Viorica a murit, trăiască Viorica! Poate nu mai sunt ce am fost, dar sigur nu mai sunt. Vă las pe mâini bune! O să vedeți care eu am fost cea mai prim-ministru bună. Țineți minte o vorbă care eu am învățat-o pe pielea mea. Oameni suntem și o muie înainte de toate. Scuze, am citit greșit. Omul e înainte de toate. Vă pup pe toate cele bune. Și totuși vă spun, ca să știți, conform sondajelor, eu am fost Viorica Dăncilă. Trăiască Viorica! Vă mulțumesc frumos! Trăiască diaspora! Irina Boglinca! Partea a doua de rude! Mulțumim! Mulțumim!